La doctor cu tata, deloc întâmplător, discuția noastră începe astăzi și se bazează în general tocmai pe acest îndemn, pentru că domeniul sănătății reprezintă o ușă prin care tații își pot face loc în viața copiilor și să contribuie astfel la diminuarea stereotipurilor de gen în societate. Și asta pentru că împărțirea rolurilor și asumarea responsabilităților între parteneri nu începe atunci când copiii vin deja pe lume, începe de fapt de la primul test de sarcină pozitiv și poate chiar și mai devreme, atunci când de fapt se planifică apariția pe lumea copiilor. De ce? Pentru că da, femeile poate au privilegiul, frumosul privilegiu de a purta copiii la piept, însă implicarea partenerilor din prima zi când aflăm că suntem însărcinați este crucială pentru dezvoltarea armonioasă a copilului și a familiei în general. Mie îmi spune Dana Răileanu și vă invit să aflăm împreună de ce este important să mergem la doctor inclusiv cu tata și ce au avut de câștigat familiile care au urmat acest model de comportament și îl urmează zi de zi. Alături de mine am tați, mame, medici, cărora nu le este frică de stereotipuri, nu le este frică să fie deschiși la comunicare și să adopte noi modele, vă invit să-i cunoaștem. Tudor Ceban ne va împărtăși din experiența sa de partener care își susține constant soția și este tata a doi copii frumoși. Bună ziua, Tudor! Bună ziua! Ludmila Adamciuc ne va vorbi inclusiv despre sprijinul pe care soțul ei, Ghenadie Borcan, l-a oferit pe parcursul sarcinii și îl oferă zi de zi pentru a crește frumos pe Beatrice. Bună ziua, Ludmila! Salut și cât e de bravă, Ghenadie, la fel o să povestesc! Și ce frumos vorbești tu de el, chiar din primele momente! De la Sergiu Mărgărint vom afla cum și-a ajutat soția pe parcursul sarcinii și cum zi de zi are grijă de copii și se implică activ în educația acestora. Bună ziua! Bună ziua! Doctorul Marcel Guțu, medic de familie în Fălești. Bună ziua! Bine ați venit! Așteptăm de la dumneavoastră să ne vorbiți cât de important este sprijinul emoțional. Voi stărui! Și Dorina Savoschin, doctor, expert trainer, urmează să aflăm de la ea despre provocările cheie din sistemul medical și cum acesta încurajează sau poate mai are loc ca să încurajeze tații să fac parte din acest sistem. Bună ziua! Bună ziua! Așadar, un recent studiu dedicat egalității arată că doar o treime, adică unul din trei tați din Republica Moldova acceptă să stea cu copiii lor. Când aceștia sunt bolnavi sau când mama nu este în acel moment să poată stea lângă ei. Și că, în general, medicii angajații din sistemul medical au o anumită preconcepție și atunci când copiii simt rău, preferă să vorbească cu mama și nu cu tata. Tudor, sunteți tăticul la doi copii și autorul blogului Tăticul Modern. Invităm pe această cale cei care ne urmăresc să dea târcoale pe la blogul dumneavoastră. Din postările de pe blog, înțeleg că alături de soție, de Cătălina, ați făcut un plan de naștere și că ați avut grijă inclusiv cât copiii veneau pe lume, că acest plan să fie respectat. Haideți, eu chiar sunt curioasă, deși știu mai multe pe blog, dar pentru cei care ne urmăresc, despre ce plan este vorba? Deci, aici este vorba despre un plan de naștere pe care noi am dorit să-l discutăm cu medicul, cu moașa, cum noi am vrea să naștem, în ce condiții și mai mult aici are importanță și atitudinea psihologică a medicului, a moașei și așa mai departe. Deci este un plan la noi încă nu e dezvoltat. Noi prima dată când ne-am dus pe acest plan la medic, ei s-au uitat la noi cam straniu și zic ok, hai lasă-l la mine, eu să-l citesc și să vii mâine și să vorbim. Zic ok. Planul acesta peste hotare este foarte bine dezvoltat și mulți medici știu despre aceasta. Da? Deci când vine o mămică să nască, deodată îi întreabă, aveți planul de naștere sau aveți anumite preferințe? Deci acolo sunt mai mult
sunt expuse preferințele. Preferințele familiei, preferințele soției, preferințele tatălui. Vrea să asiste tatăl sau nu? Să-l sune, să nu-l sune. Să nască în apă sau să nască așa simplu. Deci la noi, medicul s-a uitat un pic cam straniu. În primul rând, noi nu putem unele condiții să le executăm, altele noi, după protocolul care ei l-au, ei nu pot îndeplini. Deci noi ne-am inspirat de psihotare, cu uite, putem să naștem fără prea multă invaziune, singuri, să ne dea voie și un pic sceptic s-ar uita, dar unii erau predispuși să meargă la întâmpinare, alții n-au dorit să discute ceea ce noi avem acolo. Dar acest plan presupunea și o pregătire nemijlocită doar pentru ziua nașterii? Sau are un fel de istorie din cum ziceam, de la primul test pozitiv? Deci, planul acesta despre care vorbim e vorba doar despre naștere, da? Deci câteva ori înainte de naștere și după naștere ce se va întâmpla. Despre implicarea nemijlocită a mea, da, eu a fost chiar înainte chiar și să concepem, am fost în niște cursuri împreună, chiar și o istorioară interesantă era că eu sau soția am găsit un curs și acolo erau bărbații 50% reducere sau chiar gratuit. Și am zis, ok, hai să merg și eu dacă tot e gratuit, hai să vedem. Erai singurul sau mai erau? Care au profitat de această reducere? Erau singurul, da. Cred că alții n-au ce n-ai spus de reducere? Veneam și eu cu Ghenadi. Da, asta e. Nu știam, dar la sigur acum postez foarte des dacă găsesc ceva nou. Și uite așa, am fost acolo și aflând toată informația aceasta, inițial soția nu dorea eu să mă implic, dar pe urmă... De ce? E vorba de preconcepții care noi le avem, că bărbatul nu are ce căuta în sala de naștere, nu are ce căuta pe lângă copiii, să zicem așa, așa e la noi, așa noi am crescut, da? Deci e vorba de educație. Dar în momentul în care noi am aflat mai multe informații, care sunt consecințele dacă ne implicăm sau nu ne implicăm, care sunt beneficiile la fel, noi am decis împreună că eu o să fiu acela care se va implica în măsura posibilității și tot câte un pic, mai mult și mai mult, uite așa m-am implicat. A fost complicat în sala de naștere? Cum am spus și mai înainte, prima dată e idee, nu? Ce se întâmplă cu mine, cât de mult n-aș fi citit tipuri de naștere, cum poate să fie, ce complicații poate să fie sau ceva de genul acesta, dar la prima naștere eu real nu știam ce se întâmplă. S-a născut un copil, da, soția era în labor, da, în durere și eu idei nu aveam ce se întâmplă. La a doilea deja, hai să zicem, eram mai pregătit și mai conștiincios, da, eram mult mai prezent în ceea ce se întâmplă, că știam etapele, dar prima dată mi-era un pic, nu eram pregătit. Chiar cu toate cursurile mele, cât eu am frecventat înainte și știut, oricum, prima dată e greu. Dar dacă ai putea să ne oferi mai multe detalii despre felul în care a reacționat sistemul medical, deci până la urmă ți-a oferit, a doua oară au fost mai deschiși medicii, am înțeles, prima dată a fost mai greu să vii cu acest plan și să zici, noi vrem așa. Prima dată nu erau chiar deschiși, deci la unele momente erau ok, la altele nu erau deloc ok, da? Deci când noi insistam, soția să nască într-o anumită poziție. Ei n-au spus, nu, doar pe masă și atât. Și noi am avut chiar și așa o situație, că noi inițial credeam că o să naștem într-un centru privat și după ce am avut discuția aceasta, deci era luni, da? Noi am înțeles că noi nu putem naște la ei, fiindcă este presiunea aceasta psihologică, voi să faceți cum noi vă spun și așa mai departe. Și după aceea, deci noi real în 3-4 zile, noi am găsit și am născut la o instituție de stat până la urmă. Deci, ca și la școală, e important profesorul, așa și aici, e important medicul și moașa. Dar mai mult aș spune eu că este mai importantă moașa, fiindcă ea e cea care mereu, non-stop, este lângă soție. Ce beneficii crezi că a adus această experiență anume pentru copilul tău și relația pe care ai construit-o după asta cu copilul? Copiii? Eu nu știu dacă copilul a realizat, da, el când s-a născut, dacă eu am adus ceva beneficii că eram acolo, dar pentru mine a fost o
am obținut o legătură mai strânsă atât pentru copil cât și cu soția, da? Deci am văzut ce s-a întâmplat, cât de greu aceasta a fost, sau la unii mai ușor, la unii mai greu, mă rog, aici eu nu pun anumite stereotipuri, dar e vorba de o conexiune. Eu am simțit, da, deci după aceasta noi, să zicem așa, ne simțim mai ușor unul față de altul și noi discutăm mai productiv, da? Deci la nivel de sentimente mai mult se întâmplă toate. Și am văzând copilul de mic, eu deja tot și pe el îl simt foarte bine. Eu simt dispoziția lui, cum el vine de la grădiniță, cum se duce, dacă ceva nu e bine, tot încep a simți. Deci aceasta e ca o călire. Eu cu timpul am început a avea un sentiment, nici nu știu, aparte, care de feeling, da? De a înțelege ce se întâmplă cu copilul și cu soția. Ce impact pot avea stereotipurile și preconcepțiile? Și, în general, cum să le facem față zi de zi? La maternitate, la doctor, la grădiniță, la școală? O familie care demonstrează că aceste stereotipuri pot fi demontate sunt Ludmila Adamciuc și Ghenadie Borcan, părinții Beatricei. Ludmila, cum a fost la voi? Pentru că te-am urmărit cât vorbea Tudor și aveam impresia la un moment dat că vrei să spui și tu ceva, că vrei să intervii. Cum a fost la voi experiența cu parteneriatul la naștere? Eu mereu vreau ceva să spun. Ghenadie, soțul meu, tata Beatricei, eu mereu așa îl prezint, soțul meu și tata Beatricei, el a fost prezent la naștere, dar dacă îmi dai voie să o iau un pic de mai departe. Te rog. Eu am făcut o descoperire pentru mine aseară, gândindu-mă la subiectul care o să-l discutăm astăzi, și am analizat relația mea cu tata. Eu întotdeauna am crezut, deci noi avem o relație foarte frumoasă cu tata, noi suntem două surori, tata întotdeauna a fost implicat în viața noastră, noi i-am spus glumele pe care le-am auzit la școală, el era la curent mereu cu prietenii noștri care și ce fac, respectiv pentru mine nu era o problemă ca în clasa 11 să ies de acasă cu prietenii seara la 9 și să revin la orele 1-2, părinții aveau încredere în noi. Totodată, când eram mai mică, aveam momente în care mă gândeam că tata nu mă iubește suficient pe mine și pe sora mea, pentru că nu ne ținea de mână, nu ne cuprindea, nu ne spunea niciodată în față că eu pe tine te iubesc, eu foarte mult țin la tine. Însă după ce am citit cartea 5 limbaje ale iubirii, eu doar am înțeles că tatăl meu avea o altă manieră de a-și manifesta dragostea. Și mama a putut extraordinar să camufleze locurile unde el era absent, să le camufleze cu prezența ei. Deci, modul în care tatăl meu se manifestă în viața noastră până și în prezent, în limbajul lui de iubire, este vorba de daruri și este vorba de acțiunile pe care le face. El este la distanță de 200 de kilometri, 240 de noi, eu sunt din Iedineț, dar eu sunt sigură. Dacă îl sun acum și îi spun că am nevoie în 3 ore să fie prezent în Chișinău, el o va face. Și după acest concept, eu îmi dau seama că la fel mi-am ales soțul care va face la fel pentru mine. Ghenadie nu este omul care m-a scăldat în cuvinte siropoase și în poezii romantice, însă el este bărbatul care întotdeauna a fost prezent la necesitățile mele. Și atunci când eu am rămas însărcinat, a fost un copil dorit, planificat, noi am zis că suntem tineri, încă neliniștiți și încă nu înțelegem cu ce asta să mănâncă, e momentul să facem un copil. Când am făcut testul și mi-am arătat două linii, el a fost primul care, eu am început să plâng, evident, însă el a zis, felicitări, în echipa noastră o să mai fie o fetiță Beatrice. El întotdeauna spunea că noi suntem o echipă și spune și acum, de fapt, în echipa noastră o să mai fie o fetiță Beatrice. El a continuat să o numească Beatrice, a continuat să spună la toată lumea că noi o să avem o fetiță. Chiar dacă... Deși e prima ecografie, încă nu era, am cu înțeles. Cu toate că nici măcar n-am mers să verificăm, dacă să confirmăm că testul este pozitiv. El deja la toți prietenii au spus că noi o să avem o fetiță Beatrice. Au fost momente în care deja avem o reacție negativă. Îi spuneam, zic, o să te mustri conștiința atât pe tine cât și pe mine, dacă la un moment dat o să vedem că e băiețel sau... Dar așa a fost să fie și noi avem o fetiță Beatrice.
Ghenadi, în toată perioada de sarcină, el a fost ghidul meu, ghidul gravidei. Știi, sunt așa cărțulie, unde acolo ți notez toate nuanțele de gravidă. Păi el era ghidul meu personal, pentru că eu nu sunt bună la cifre. Eu ori le preamăresc, ori le micșoresc, deșodată nu le țin minte cu exactitate. Păi iată, Ghenadi, la fiecare vizită, știa cu exactitate. Când a fost ciclu, când s-a oprit, când am făcut testul, la ultima ecografie, ce dimensiuni avea fătul. Deci toate detaliile, absolut. Deci cel mai desori se întâmpla că el putea spune cu exactitate, două zile în urmă a avut dureri abdominale, dar patru zile a fost mai mult. Deci vorbea cu medicul, vorbea cu doctorul. Exact. Noi chiar mergeam la o doamnă, care e doamna foarte caldă și foarte vorbăreață, însă eu sunt un om mai impulsiv, pentru mine îmi place când lucrurile au loc mai rapid și mai clar. Adică am venit, am făcut ecografie, mi s-a spus că tot ok, am zis la revedere și am plecat. Ghenadi nu, Ghenadi este purul opus. El are nevoie de introducere, cum vă simțiți, cum se simte, sunteți pregătiți sau nu. Și noi întotdeauna când mergeam la acea doamnă, eu îți amint că eu puteam să mă prin telefon, eu îmi făceam planuri și am de făcut după asta când ieșim de la medic, unde vom merge după, însă el continua să vorbească cu doamna toate detaliile. Asta a continuat 8 luni, la naștere la fel a fost alături, în sală și eu îi sunt foarte recunoscătoare și eu îndemn. Bine, e ok să îndemn bărbații să meargă alături de soțiile lor, însă trebuie să fie o decizie luată comună cu soția și o decizie responsabilă și asumată în același timp. Ghenadi a fost alături, eu m-am simțit foarte bine că el a fost alături, el m-a ținut de mână în momentele cele mai complicate cu vitravaliu, în care aveai senzația că ești unica femeie de pe acest pământ care naște un copil, el îmi era alături. După care am citit un interviu, că noi nu prea am discutat cu ce a simțit el atunci când eu am născut. El a răspuns într-un interviu că și-a plâns când a auzit primul țipăt al copilului, el a ieșit după ușă, a început să plângă și m-am gândit că, vai, ce drăguț, eu credem că Ghenadi nu e în starea asta să facă. Relația lor cu Beatrice este foarte specială și eu doresc cel puțin o relație asemănătoare să aibă fiecare copil de la tatăl lui, pentru că Ghenadi este un om foarte cald. El îi spune Beatrice într-una că o iubește, eu câteodată mai trag cu urechea cum ei fac planuri, că tu un pic ai să mai crești și noi să mergem în doi călătorii. Deci el și-a găsit partener de joc. Da. Și mama să o lăsăm să odihnească. El în continuare, sau astăzi mai merge împreună cu voi la medic? Sau merge poate separat cu Beatrice la medic? Noi mereu mergem împreună la medic. Ghenadi întotdeauna e alături, să asculte ce spune medicul. Uneori, din perspectiva lui, pot să apară alte întrebări referitor la Beatrice. Știți, întotdeauna, într-o familie, părinții cumva merg la poluri opuse, adică un părinte este mai autoritar, un părinte un pic mai cald, unul mai panicos, altul care încurajează, hai să o iei pe masă, sari cu capul în jos, că nu-i nimic grav. De aceea, toate aceste vizite, anume că mergem împreună, permite să privim situația din două unghiuri diferite. Însă cea mai mare și delicată experiența noastră a fost când Beatrice avea doar două luni și eu am fost nevoită să merg pentru două zile la Jedineț. Și el a rămas singur cu un copil de două luni. Eu nu știu. Și am avut atunci în cap că eu i-am lăsat în doi, dar ei s-au descurcat foarte bine. Când am venit acasă, mi-au pregătit și baloane și m-au întâmpinat. Au făcut zi de sărbătoare. Da, o parte dintre femei ar putea nici să nu știe care este beneficiul implicării partenerului mai activ și unele poate s-ar putea gândi, da, să-și vadă el de treaba lui, să aducă bani, eu am grijă de familie, de copil. Dacă ai avea sau dacă ai avea șansa să le spui ceva sau să le transmiți un mesaj femeilor, bărbaților care gândesc la fel, tu ce le-ai spune și de ce este important pentru ele, pentru ele și nu numai, ca la următoarea ecografie, de exemplu, să meargă împreună cu partenerul, cu tata? Eu mai țin să menționez un moment foarte important pe care nu l-am zis și poate nici colegii nu cunosc, că noi avem o fetiță diagnosticată cu sindromul Down. Și în mod special, pentru o astfel de diagnoză primită, fie la ecografie,
fie după la testele de genetică. Este foarte important ca partenerul să fie alături și ca această situație să fie mestecată de amândoi. Să fie înțeleasă, să fie trăită, dacă trebuie, acuprindeți-vă și plângeți împreună, mai trebuie, mai plângeți odată și faceți planificare ce se întâmplă mai departe. Noi am aflat despre diagnoza copilului abia după naștere, însă la fel Ghenadi a fost cel care a mers și a luat testul de la genetică și în situația noastră el a fost pilonul care s-a ținut cel mai bine. Adică pe mine, în prima fază, m-a aruncat dintr-o parte în alta. Eu deja și regretam că m-am măritat, eu sunt o fire foarte impulsivă, uneori vorbesc fără ca să gândesc și după asta, cu toate că nu am în vedere atât de grav ce își spun, însă eu deja regretam că m-am măritat și mi-a trebuit să te găsesc pe tine, că asta din cauza ta, toată lumea face m-a sperat, dar eu ia că cu copil mitel și cu sindrom. Gata, cele cinci limbaje ale iubirii s-au uitat. Evident, evident. Însă datorită lui, care a fost mereu lângă Beatrice și și-a manifestat dragoste necondiționată din primele ani de viață, el niciodată nu a privit copilul prin perspectiva dizabilității. El mereu spune, tu ai să fii bravo, tata o să te ducă la dansuri, noi să mergem împreună, peste tot o să fii cu tata. M-a făcut și pe mine la momentul potrivit să deschid ochii și să zic, măi, dar eu sunt atât de fericită că eu am susținerea asta atât de mare, pentru că, din păcate, însă multe familii rămân fără tată atunci când e vorba de un copil cu dizabilitate și asta este foarte trist. Asta vorbește din start că acest bărbat nu mai este bărbat dacă el refuză să crească un copil cu dizabilitate. Ceea ce aș recomanda eu tuturor taților și mamelor, mamele, să nu le fie frică să lese în grijă taților copiii, pentru că ei au cu totul o altă comunicare cu copilul, au cu totul un alt limbaj. Și dacă tata poate n-a să reușească să-l hrănească la fel de curat ca tine și îngrijit, dar ai să vii și ai să găsești jumătate de casă murdară, e ok. Asta doar e experiența lor și credeți-mă că din asta iau niște lecții foarte valoroase de comunicare. Mulțumesc mult! Implicarea taților în îngrijirea copiilor încă din primele etape ale copilăriei, cred că reprezintă una dintre cele mai frumoase aspecte ale paternității. Și mai mult, în ultimul timp, se vorbește despre așa numita paternitate responsabilă, ceea ce înseamnă că tata și copilul sunt legați nu doar prin sânge, dar tata își face loc în viața copilului prin petrecerea timpului cu el, prin îngrijirea lui, prin asigurarea că atunci când se întâmplă ceva, și nu doar se întâmplă ceva rău, tata este alături să-i dea o mână. De mai bine de 4 luni, în 8 locații din Strășeni și Fălești, activează așa numitele cluburi ale taților. Sunt spații în care bărbații se adună pentru a discuta tot felul de subiecte ce țin de familie și care se referă inclusiv la rolurile bărbaților și femeilor în familie. Cluburile au fost deschise cu susținerea financiară a Uniunii Europene în cadrul programului regional împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen, implementat în comun de UNFPA Moldova și UN Women Moldova, în parteneriat cu Centrul de Informare și Documentare privind drepturile copilului. Domnule Sergiu Mărgăriantă, dumneavoastră sunteți tată a 2 copii și membru a unui club al taților din Strășeni. Sincer, v-ați întrebat vreodată de unde vin preconcepțiile astea despre rolurile pe care ar trebui să le asume un bărbat, o femeie în familie, mama, tata și mai ales dacă ați reușit să aflați răspunsul la această întrebare? Probabil răspunsul la întrebare, nu știu, o să treacă mult timp ca să-l aflăm. Eu consider că este simplu, da, reieșind din cultura noastră, religia, da, și tipurile de comportamente pe care le primim din familie, din educație, transmise din tată în fiu, da, unii este că mare majoritate a bărbaților percep rolul, da, într-un de cuplu, doar de soț. Deci rolul de tată mai puțin este perceput. Nu știu, asta practic discutăm, se discute, asta încercăm să dezbatem în continuu în cadrul acestui cuplu, club. Dar ați putea să ne oferiți detalii? Cât de des vă întâlniți în acest club? Am prieteni la Strășeni.
pot pune mâna pe telefon și zic, auzi, vezi că la voi este un club al taților, tu ai doi copii. Ia data viitoare, mergi încolo. Dacă puteți să ne oferiți ce reprezintă, la modul practic, acest club. Deci până în prezent avem doar două ședințe stabilite. Nu știu, probabil așa stabilesc moderatorii, dânșii cunosc mai bine. Da, suntem membrii clubului, suntem, să zic așa, 12 persoane, dintre care 9, în prima ședință am fost toți, în ședința 2 am fost ceva mai puțin, probabil din, mă rog, nu toți au posibilitatea asta de a fi prezenți fizic. Se organizează în zile de weekend, da? Foarte important faptul că suntem de diferite profesii, diferite vârste, da? Ceea ce mi-a plăcut foarte mult, da, din considerentul că este un medic, sunt juriști, sunt meseriași, sunt de meserie ceva IT. După mine avem și rezultate frumoase, în ședința a doua deja sunt alte discuții, alte percepții. De exemplu? Apar diferite întrebări, deci dacă la prima ședință marea majoritate a bărbaților încercau cumva, știți, au pus cumva bariera asta, da? Și practic reacționau foarte puțin, nu dădeau întrebări, deci dacă nu ai întrebare, se percepe că nu am înțeles, da? În sesiunea 2, da, am avut mai multe discuții. Cel mai mult mi-a plăcut exercițiul, când am făcut exercițiul ca să vedem ce calități, da, are femeie și care sunt și posibilități are un bărbat, practic am identificat că sunt egale, da? Egale. Ok. Dar asta este un lucru foarte frumos. Ar fi bine să fie atrași mai mulți bărbați, da? Nu știu de ce suntem un grup foarte mic. Mă rog, nu știu cum. Eu, când mi s-a propus, cu drag am acceptat această ofertă. Cu drag îmi împărtășesc toată experiența mea pe care o am. Am o experiență bogată, reșind din faptul că am activat într-un proiect, așa zis, o prevenire a abandonului infantil, da? Unde am fost instruit în pregătit profesional, da? Susținerea mămicilor până la prenatal, postnatal, asistență. Deci, și îmi împărtășesc în continuu toată experiența, toate cunoștințele, dar cea mai multă experiență care am avut-o, da, de a susține femeile care, ca să vă zic, habar nu au ce înseamnă rol de tătic sau rol de bărbat alături când are și crește și aduc un copil. Am însuțit-o absolut în toate procesele. Controlele. Da, absolut. Uh-huh. Deci noi, primul copil, l-am așteptat câțiva ani, mi-am pregătit foarte mult, am fost foarte bucuroși când am aflat că soția este însărcinată, am susținut-o la toate controlele, am mers împreună tot, eu știam, am avut așa o simțire că este băiat, chiar că am mers doar în ultimul trimestru de sarcină la ecografie, dar eu știam că este băiat, eu știam ca să fie cu numele Marius, eu comunicam cu el, absolut, eu simțeam copilul când eram burtă la mama. Deci el îmi dădea chiar și feedback-uri atunci când eram burtă la mama. Deci noi ne-am pregătit absolut tot, am susținut-o în tot, am mers, am prestabilit cu medicul, ca să vă zic, un moment foarte frumos și romantic am fost la maternitate, am mers împreună pe jos, când am simțit deja fizic, soția mi-a zis că este deja începutul, da, de travaliu, eram cu punga gata, pregătită, așa, deci cu tot protocolul pregătit, am mers de mânuță. Nu este o distanță mare, vreo 2 km, am mers pe jos la spitalul municipal, numărul 1, da, am mers pe jos, am pregătit-o, am ajuns acolo, la, cum se zice, la internare, da, m-a rugat să o ajut, am asistat-o și am pregătit-o cu niște ceva proceduri, apoi am transmis-o deja mai departe. Deci foarte frumos, nu știu, este o experiență extraordinară. Ați continuat și după asta în sensul în care în momentul copiii deja aveți grijă de ei, cu ei să mergeți la medic astăzi când sunt mai mărișori? Stați când, cu ei când simt rău? Eu mi-am asumat rolul, după mine, în
în relația de cuplu, da, trebuie să ai două roluri, rolul de soț și rolul de tată. Deci eu mi-am asumat ambele roluri, în continuu merg și îmi susțin copiii, în continuu merg cu copiii. Vă dau și chiar și un exemplu vis-a-vis de preconcepție, da? Primul băiat la noi a fost mai cu probleme, mai bolnavicios. Am avut așa o situație când a făcut o febră, mă rog, avea o alergie, făcea obstrucție, a venit, am chemat salvarea, a mers și a dus la spital. Cu gândul, mă rog, ia copilul cu mama, copilul avea 4 luni de zile, da? Cu gândul că și mămica este undeva internată, la care eu am zis că am ajuns acolo, am dat deja la... Eu am mers cu copilul la spital, eu m-am întors acasă să pregătesc, eram studenț, ambii, situația nu era prea bună, da, să pregătesc hăinuțele, să le calc, să le spăl, să-i aduc schimburi dimineața. Când vin dimineața la orele 6, copilul era în reanimare, soția, am înțeles că a stat undeva pe coridor, pe scaun, ok, nu este o problemă, sunăm la sunerie și când se deschide ușa la reanimare, la Sergei Lazon, aud vocea copilului meu, dar plângeam mai mulți copii. A ieșit un bărbat și o soră medicală și zic, plânge copilul meu. La care, ca să înțelegeți reacția medicului, altă bășină este, toată noaptea a stat undeva pe un bar, a jucat cărți și el nu își plânge și aude copilul. Eu până în prezent, ca să vă zic că băiatul Marius are 20 de ani, până în prezent eu sunt absolut, eu am o relație extraordinară cu el. Deci credeți că asta se datorează inclusiv faptului că v-ați implicat din primele momente? Da, eu cred că da. Și eu cred că asta e ceva frumos. O ultimă întrebare. Dacă, și ați descris-o, dar poate dacă aveți o explicație de ce sistemul în continuare privește cu neîncredere tații și de ce poate, cred că numai mama poate să înțeleagă ce înseamnă sinusită. Pentru tata e un termen science fiction. Probabil din considerentul că marea majoritatea femeilor, da, vin cu problema, se adresează la medic și cumva să-mi fie scuzată, da, părerea. Aflăm da, imediat părerea. Că unui doctor este mai ușor să comunice cu o mămică, da, că ea înțelege, ea crește, ea ducă, ea prinde. Da, un bărbat este cumva mai tehnic, mai mecanic, cumva, da, și rar când, exact așa cum spunea vorbitorul anterior, când bărbații la mine exact aceeași, eu vin cu introducere, eu trebuie să cunosc toate detaliile, eu trebuie să-i descriu absolut totul ca să știu ce fac mai departe, da? Eu vă zic că noi când mergeam la medic și când eu făceam toate intro-urile astea, când explicam toate cum sunt copilul, m-a întrebat, dumneavoastră aveți studii medicale? Nu, eu am copil. Eu sunt copil, tata. Eu sunt tată și trebuie să cunosc absolut tot ca să știu cum reacționez până chem salvarea sau mă adresez la dumneavoastră, trebuie să știu cum să reacționez. Eu trebuie să știu cum să procedez. Și poate din considerentul ăsta că sunt tipuri de bărbați care nu interesează și cumva chestia asta vine mecanic, înțelegeți? Nu, eu așa cred, fiindcă în majoritatea cazurilor când încercam, eu sunt într-un detaliu, să cer, îi uitau, da, păi dacă vă interesează, bine, eu vă zic. Alții salutau chestia asta, alții reacționează, știți, diferit. Dumneavoastră sunteți medic de familie din Fălești, de peste 20 de ani. Cât de stații vă trec pragul? E clar că, cum ați spus, că o treime, eu aș spune că încă e prea optimist cifra. Probabil că s-a făcut acest sondaj aici. Am dat doar municipi. Da, am dat de Tudor, Ghenadi, domnul Margarin. Dacă s-ar face un studiu în zona rurală unde activez eu acum, ar fi, cred că, cifra cu mult mai mică. Dacă ar fi, poate, o cincime, o șosime din tați care se implică în toate chestiile astea. De-a lungul anilor, iată, în cele aproape două decenii de experiență, probabil ați văzut copii care au devenit mai mult peste. Dacă ați văzut copii care au devenit adulți între timp, dacă există vreo deosebire sau în cazul copiilor în care tata s-a implicat și pe parcursul vieții, inclusiv a venit de mânuți cu mama. Care? Deosebire e că, cum să o numesc, un atașament față de familie mai mare este, față de ambii părinți,
se implică mai mult în activitățile casnice, pentru că și tata era cum și mama, și dacă mai ales și tata mea era și un exemplu că e că o ajut pe mama la făcut mâncarea sau la făcut curățenie, e foarte bine pentru ca copilul să vadă aceste chestii. Copii... Este deosebire, care, nu știu, mai sunt mai multe considerente, clar că și situația noastră e și economică și tot astea, dar mulți motivează prin asta că trebuie să lucreze și să aduc în casă bani, finanțe, să... și ei n-au când. Domnule doctor, din punctul noastră de vedere, iată, unde și cum credeți că e rolul medicilor? Iată, în sistem, vă întreb pentru că știu că sunteți activ și încurajați stații să participe la ecografii și să fac și la propriu și la figurat parte din viața copiilor lor. Când se formează cuplă, de atunci este și rolul medicului, pentru că dacă se formează cuplă, cred că este un scop și să aibă aplicarea ambelor. Să aibă copii, să aibă... Înseamnă că de atunci începe, mai spune, că când concepeți copilul, veniți la prima vizită să discutăm, să vă îndreptăm la clubul taților, la... Încercăm. Cum reacționează? Până ce... Până... La momentul dat încă nu prea mult înțeleg acest. Dar vedeți schimbări de-a lungul anilor? Da. Schimbări sunt. Schimbări sunt. N-aș zice chestii ideale, dar... Totuși se vede că este o tendință oricare, de acum că tații încep a veni cu vreo cu mamele, vin cu copiii la medic. Mai rar decât ar fi dorit, dar sunt așa. Dar cum putem multiplica aceste cazuri pozitive despre care vorbim astăzi aici? Este o întrebare pe care mi-am pus-o în momentul în care am aflat despre organizarea acestui eveniment și mă întrebam cum putem avea tați implicați nu doar la Strășeni, dar și în Pârjolteni, Călăraș, în satul Alexandru Ioan Cuza din Cahul. Dorina Savoschin, sunteți și medic, sunteți expert. Iată, din punctul dumneavoastră, cum ați răspunde la întrebarea? Cum multiplicăm, să transformăm, să avem câte zeci de Tudor, domnul Mărgărind, cât mai mulți în... Dragă întrebare, am ascultat foarte bine ce au spus părinții, egalitate de medic, doar vreau să spun și justific puțin că sistemul în principiu a fost întotdeauna deschis, doar că până acum depindea de inițiativa părinților, da? Așa pentru așa tata, că Tudor probabil nu se chideau ușile, la vizite întotdeauna erau bineveniți, dar medicul nu punea accent pe cec să participe și tații de rând cu mamele. Deci medicul avea o colaborare cu îngrijitorul principal. Menționez că aceasta putea să fie mama sau tata, pentru că poate fi mamele plecați, atunci tata este îngrijitorul principal. Deci lucra în special cu îngrijitorul principal. Deja trecem la alte etape și noi ca sistem, ca medici pediatri, medici de familie, asistenți medici de familie, promovăm activ participarea taților în creșterea și dezvoltarea copiilor, îi chemăm să participe, îi învățăm cum să facă, avem și niște instrumente practice. Vreau să menționez că aceste instrumente sunt în toată Republica Moldova identice pentru toți medicii de familie. Avem acest standard de supraveghere a creșterii și dezvoltării copiilor în condiții de ambulator. Da? Aceste vizite la domiciliu sunt instrumentele principale unde copilul este monitorizat de la prenatal, da? Deci înainte de a se naște, până la vârsta de 18 ani, până la vârsta de 3 ani. Asistenta medicilor de familie se duce în familie acasă și atunci venim cu niște instrucții practice a lucrătorilor medicali cum se implice tații în îngrijirea și creșterea copiilor. Puteți să-mi dați un exemplu? Da, desigur. Ca exemplu, de exemplu, când formările cu asistenți medicali chiar au indicat că când se face această vizită în familie, să fie stabilită ora de înainte, să fie, ca să fie ambii părinți disponibili la această oră, să pregătească întrebările pe care le au, pentru că, într-adevăr, maternitatea nu este ceva născut, de a fi părinți ne învățăm, da? Deci atât și femeile cât și bărbații învață a fi părinți, citesc literatură, întreabă sfatul medicului dacă au nevoie, mai ales dacă este vorba de primul copil, și atunci învățăm pe ambii părinți, îndemnăm în calitate de lucrător medical tații care să participe activ, să preia undeva o parte din partajarea treburilor casnice, pentru că este foarte important susținerea bărbatului, mai ales după naștere copilului. Când avem așa situație, de exemplu, ca depresia postnatală, este ceva destul de frecvent, una din nouă femei face această depresie postnatală și este foarte important ca partenerul să fie alături,
să înțeleagă că aceasta e o stare practică, este o maladie, că nu are nevoie de suport, posibil să aibă nevoie și de intervenții medicamentoase, dar nu este pur și simplu un moft. Dar pentru aceasta tații trebuie să fie informați. Și aceste vizite informăm despre așa situație, mamele fac screening, vedem este risc de depresie postnatală sau nu și dacă este, atunci se lucrează cu familia. Deci este foarte important ca ambii părinți să participe la vizitele medicului de familie, să participe atunci când asistenta medicală se duce în familie și să afle informații corecte. Sunteți și cercetător științific. Probabil comportamentele vă sunt interesante să le urmăriți cum schimbă de-a lungul anilor. De ce vă întreb? Pentru că deseori întâlnim femei și am menționat mai devreme care spun că este treaba tatălui să aducă bani în casă, eu am să mă ocup de familie și de copil și ca să fiu înțeles corect, eu cred că în societate este loc pentru orice model de familie atâta timp cât acesta este acceptat de ambii parteneri. Ce vreau să zic este că cred că este sănătos ca societatea de fapt să fie deschisă și pentru tații care vor să se implice. Întrebarea mea este cum construim societatea astfel încât, iată, tații ca Tudor, ca domnul Mărgărin să aibă loc, ca Ghenadi să aibă loc nestingherit, fără frustrări în... Este foarte important să înțeleagă toți actorii, și medicii, și tații, și mamele, că este medicina bazată pe dovezi, spune că este bine pentru sănătatea copilului, dar și pentru sănătatea tatălui, ca să participe de la început, da? Fiindcă bărbații care se implică în educație și creștere, dezvoltare copilului, sunt mai puțin supuși să aibă anumite comportamente riscante ca abuzul de alcool sau droguri sau alte tipuri de comportamente riscante. Deci e benefic și pentru sănătatea lor. La bătrânețe este mai mare probabilitatea că nu vor fi singuri, dar vor fi parte unei familii iubitoare, pentru că s-a format acest atașament. Dar se formează nu numai la mamă, dar acest atașament cu față de copil, dar și la tată. Și de asemenea sunt diferite studii care demonstrează că dacă tatăl, chiar înainte de nașterea copilului, vorbește cu acest copil, când el se află încă în utero, influențează dezvoltarea copilului foarte pozitiv. Deci acestea sunt date reale, studii care au validat aceste date. Deci formarea lucrătorilor medicali, care se înțeleagă cât este de important toți lucrătorii medicali, nu doar să se bazeze pe un singur îngrijitor, pe mamă, dar și pe tată. În diferite situații, da, cum s-a menționat și astăzi, copil cu dizabilitate, depresie postpartum, este foarte important ca tatăl să fie alături și să avem un aliat foarte sigur în această familie. Plus, ambii părinți trebuie să știe semne generale de pericol, da, când viața copilului se află în pericol și când se adresează la medic. Pentru că sunt diferite situații, poate mama să fie plecată, atunci tatăl este responsabil. Ambii părinți sunt responsabili, deci trebuie să aibă cunoștințe temeinice la acest capitol. Toate aceste lucruri le obținem prin formări cu lucrători medicali care și-au fost în răanile Pălești și Strășeni, au fost organizate în cadrul proiectului împreună împotriva stereotipurilor de gen și violenței bazate în bază de gen. Deci, cât de utile le-ați văzut? Cum s-au schimbat lucrurile? La nivel sensibilizarea lucrătorilor medicali am găsit foarte utile. Am văzut care sunt problemele, cum putem face ca acest lucru să se întâmple mai rapid, da? Deci validarea taților, participarea taților în creșterea și educația copiilor. Am văzut ce putem face noi ca sistem medical, de exemplu, elaborarea de niște ghiduri, informații, leflete care să fie date taților că vin la vizită. Am discutat care este situația, într-adevăr s-a confirmat că în regiuni rurale tații sunt mai puțini prezenți la aceste vizite, dar poate fi și obiectiv, fiindcă tații sunt plecați peste pătare, totuși avem realitatea care o avem. Însă atunci am spus medicilor că, de exemplu, pot să învețe mamele atunci când vin la vizită, de-al tatăl este plecat peste hotare, nimeni, toți acum discutăm pe Skype, Viber, avem niște resurse foarte bune. Skype, atunci Viber. Toate informațiile care le dau lucrătorii medicali, să le spui, cel puțin să le comunici tatăl, ca tatăl oricum informațional să fie alături, să știe tot ce se întâmplă cu copilul lor. Există loc și pentru schimbări de legislație, îmbunătățiri de legislație în domeniu? La nivel de legislație nu este, după mine, destul de bine, totul foarte bine, doar la executare. Cum facem? De exemplu, aș veni cu niște... În primul rând, sistem deja se face mult. Aici am un document care am văzut ca să arăt. Este un formular pentru familie, dar nu știu dacă cineva l-a văzut din voi, carnetul de dezvoltare copilului. Nu. Și chiar din 2012 a fost... Și chiar special vreau să arăt, pentru că aici este imaginea tatălui, chiar am promovat special.
pentru a repartiza în familie și toate imagini, majoritatea sunt jumătate la jumătate. Nu atât mamă cât și tată, a fost ca un principal, asta din 2012. Și toate elaborările care se fac la moment, cei citind de pediatrie, fiindcă am participat în multe, imaginea tatălui este de rând cu imaginea mamei, fiindcă noi promovăm la nivel de mesaj, ambii părinți participă activ, partajează toate responsabilitățile casnice și sunt responsabili sănătatea și creșterea copilului. Vă mulțumesc mult, ne-am apropiat de momentul concluziilor în această dezbatere și acum putem să spunem fiecare dintre noi să venim cu anumite concluzii, pentru că cu toții ne dorim, mai ales copiii noștri, să crească într-o societate sănătoasă, în care este loc pentru fiecare și în care să ne bucurăm fiecare și până la urmă participarea armonioasă sau o familie armonioasă, eu cred că este baza unei asemenea societăți. Tudor, în ce măsură copiii, având tu un asemenea comportament, crezi copiii îl vor prelua și îl vor duce mai departe? Și iată momentul concluziei, dacă ar fi să le transmiți un mesaj, care ar fi acesta? Eu aș spune, copiii totul preiau prin exemplu. Dacă eu o să fiu exemplu acesta care eu vreau ca el să-l urmeze, el o să-l urmeze. Altfel nu o să fie. Și referitor anterior, când spuneam cât de tare se implicați tăticii dacă e o treime sau mai puțin, eu aș vrea să spun, cred că de 5 ori mai mult se implică acum decât 5 ani în urmă. Eu am observat aceasta pe exemplu meu. Când eu ieșeam cu copilul meu în rucsac, în baby carrier, la plimbare, el avea jumătate de an, un an, eu vedeam doar privirile femeilor, da? Deci bărbații se uitau, cam sceptic nu vedeau. Acum, când am ieșit peste 5 ani, când s-a născut al doilea copil cu rucsacul, eu vedeam deja alți bărbați cu rucsac care sunt cu copiii. Deci, oricum, se implică, s-a pornit procesul, este bine, în fiecare an tot o să fie tot mai mult, mai mult și, în general, generația aceasta care vine, care o educăm noi, eu cred că peste 20 de ani o să fie când majoritatea bărbaților o să se implice atât la vizita la medic, cât și la nivel de educație, acasă. Și singura chestie ce aș ruga, femeilor, vă rog, aveți încredere în bărbați, chiar dacă noi facem așa o dezordine în casă, asta cred că e la noi în sânge, credeți-mă, pe toți care îi trebuie. Da, noi am făcut dezordine, soția nu e fericită. Zic, da, copil cum? O, da, el e tare fericit. Așa că... Dar pe băieți, succes. Cum îi vei încuraja să preia acest comportament? Prin exemplu propriu. Doar prin exemplu. O să preia ceea ce noi facem și cum facem, cum vorbim, cum, care e atitudinea noastră față de soție, față de mamă și tot așa mai. Și cu atât mai mult încă și atitudinea noastră față de bunici. Cum noi ne comportăm cu bunici, așa și nepoții noștri se vor comporta cu noi, să zicem așa. Dacă noi implicăm bunicii, o să implice și copiii noștri. Pe noi o să ne implice să fim și noi parte din viața lor. Ludmila. Eu cred că pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, atât fizic cât și psihologic, el are nevoie, în primul rând, de părinți fericiți. Dar părinți fericiți înseamnă părinți implicați. În egală măsură. Domnule Margarian, iată, dumneavoastră, cum vedeți, cum sperați să fie multiplicat comportamentul dumneavoastră? Deci, în special, aș vrea să încurajez femeile, pentru că cunosc foarte mulți bărbați care vrea să preia rolul ăsta, da? Dar nu sunt cumva încurajați de femei, deci da, de soție. Deci să fie încurajați, unu. Doi, aș spune, e foarte important că tot ce se face în cuplu, da, în relația de cuplu, este, așa fraza, nu știu, cheie, cum se zice și în direcția protecția copilului. În interesul superior a copilului, tot ce se face în familie, da, se face pentru binele și pentru emoționalul copilului. Deci, foarte important ca să înțeleagă că este și tata și mama și cum se poate implica mama, egal așa se poate implica și tata. Da, sunt lucruri mai bune, mai bine, nu știu, se percep mai bine bărbații, alte chestii se percep mai bine femeile. Da, lucrul ăsta e copilul să le ia din familie. De aceea eu încurajez absolut pe toți. Și
Și, cum ați spus, și în cadrul normativ. Deci, noi, Republica Moldova, nu văd o discriminare, nu văd un cadru normativ care, sau care va prevedere, care ar leza sau ar îngrădi drepturile taților, bărbaților, să facă chestia asta. E important să-și asume rolul de tată, da? Să vadă, să dorească. Foarte mult în familie este ca bărbatul să dorească, să-și asume rolul de tată. Nimic mai mult, pentru că la noi, practic, este percepția asta. Eu sunt soț, da, eu sunt soțul familiei, eu sunt îngrijitorul, atât. Mă rog, asta vă zic, vine din valorile noastre, cultura noastră, undeva și credința noastră, mă rog, nu vreau acum, nu suntem în cazul ca să venim cu critici, dar asta este. Este o tendință foarte bună, fiindcă preluăm și foarte multe lucruri din afara țării, da, care vin cu tot felul de tipuri de comportamente, care vin chiar și la țară să observă chestiile astea, că vine cineva într-un sătuc, da, din afara țării, cu alte tipuri de comportamente. Inițial, lumea îl percepe sau toată comunitatea îl percepe ceva mai straniu, da, că în același când tăticul poartă copilul, da, în hățurile astea din față, lumea suflă o săptămână critică, apoi vede că e ceva normal și e ceva comod, da? Și preiau și ei. Deci eu cred că avem o tendință foarte bună în Republica Moldova, doar trebuie să încurajăm. Doar să încurajăm. Mulțumesc mult, domnule doctor. Mă întrebam dacă sunteți optimist că cifrele ar putea să îmbunătățească statistica în următorii ani, pentru că, de fapt, orice statistic rece ascunde în spate viață. Dacă n-aș fi optimist, cred că nici n-aș lucra în domeniul medical. Și v-am spus și înainte că, într-adevăr, se observă cifrele cifra taților care vin cu copiii, cu mamele, de acum, clar că se mărește. Totuși se schimbă, se vede că se schimbă mentalitatea. Și aș vrea să spun în, nu că în replică, dar în completarea numelor, că ea că s-a spus că e exemplul taților pentru copii. Așa și noi, medici, și eu, stat și soț, a doi copii mari de acum, trebuie să fiu și eu, să le dau și eu exemplu la pacienți. Eu le spun că am fost unul dintre pionierii care a participat la naștere primului copil, ăsta a fost încă în anul 96, atunci când nu se permitea în maternitate, dar mie ca lucrător medical mi s-a permis. Și știți cum s-a spus, e o satisfacție, o plăcere când vezi prima dată copilul, când o ții pe soție de mână și ea vezi că se uită la tine așa cu niște ochi de cu mulțumire, cu... Dar era anul 96, era, cum să zic, în Moldova, cred că și în general oamenii de atunci erau abia ieșiți din Uniunea Sovietică, unde se gândea într-un anumit fel sau era închidere de noastră. De unde în 96 ați luat așa decizii? Cum? Vă spun că eu ca lucrător medical. Aha. Ca lucrător vrut, medical am înțeles că vi s-a permis. Și-am vrut chiar să fac. A, din interes medical. Nu. Interes medical. Naștere eu am văzut și până la... în timpul învățăturii. Dar anume, am vrut să-mi văd copilul. La primele clipe după naștere. Și am vrut să susțin soție. Că, știți cum am spus? Că, eu acum îi spun, zic... Parcă deodată nu prea ne-am iubit un pe alt, dar acum, după 26 de ani, nu știu, încă mai... o iubesc mai mult. Eu nu pot două zile fără ea, că plec undeva la perfecționare, la ăsta, de-am, parcă ceva mi s-a... ceva, nu mi-i îndemână. Ce este secretul. Mulțumim mult. Și asta și-am vrut să spun, că nu, eu ca medic le mai dau și eu ca exemplu. Eu spun că ea că a participat, ea câte beneficiu, asta tot e bine pentru ei, că îi spun, ei, medicul ne spune, dar... nu mai faci, cred că tot așa, și ei nu fac, cred că așa. Și de atâta eu îi spun, ea, că le dau exemplu. Ar fi bine ca toți medicii bărbați să poată să le explici, să fie ca un exemplu pentru populația de pe sector. Mulțumesc mult, doamnă Savoschi. Dacă ar fi să faceți la final o concluzie, care ar fi aceasta la discuția de astăzi? Aveți privilegiu să puneți cireașa. Ca și coleg, într-adevăr, sunt optimistă și știu că, într-adevăr, tații vor implica mai mult, tot mai mult, fiindcă se modernizează societatea, se modernizează lucrătorii medicali, avem așa păreri,
Doar vreau să gândim colegii să implice și să valideze cât mai mult prezența tatălui la vizite, acasă când se duc la vizite, să nu fie tatăl ca privit ca ceva care ar ceva, un accesoriu adăugător. Tatăl este un părinte cu drepturi egale, îl implicăm, îl învățăm și ne bazăm pe el ca și pe mamă, ambii părinți trebuie să participe în creșterea și dezvoltarea copilului. Mulțumesc mult fiecăruia dintre dumneavoastră că ați deschis ușa familiei dumneavoastră și ați împărtășit momentele frumoase nu doar cu mine, dar cu toți cei care vor urmări această discuție. Dacă cineva sau pur și simplu se vor pune pe gânduri, își vor pune întrebări, eu deja și sper și dumneavoastră deja vom fi mulțumiți pentru că am avut această discuție. Amintim că acest eveniment este organizat de UNFPA Moldova în cadrul programului regional împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței bazate pe gen, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA Moldova. Mie îmi spune Dana Răileanu, vă mulțumesc mult că ați fost astăzi alături de noi și sper să mai revenim la această discuție atât de importantă pentru societatea noastră și cu alte ocazii.